De la începutul conflictului din Ucraina, vama Siret a fost tranzitată de aproape 4,5 milioane de cetățeni și aproape 1,4 milioane de mijloace de transport. De la deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus și pentru autovehicule, unul din șase mijloace de transport aleg să intre din România în Ucraina și invers pe acolo. La nivelul autorităților există deschidere și pentru operaționalizarea altor puncte de trecere a frontierei. Împreună cu domnul Zaparaniuc, noi am discutat, ne-am întâlnit video săptămâna asta. Autoritățile județene nu vin în poza de astăzi, doar la inaugurare. Noi chiar ne-am implicat. La Izvoare am terminat drumul de asfaltat până la Șepit, la Ciprian Porumbescu acasă, transfrontalierul. Acolo am cerut Ministerului de Finanțe și rog și vămii române să ne gândim să facem un punct. Nu e complicat pentru deschiderea la Izvoarele Sucevei a Vămii. Și Șepit și noi, Izvoarele Sucevei, suntem finalizați cu programul transfrontalier de asfaltare. La Ulma-Rusca, noi am modernizat drumul acolo, totul este în regulă și acolo pregătim să, și în memorandum și Rusca și Izvoarele Sucevei și Climăuț-Fântâna Albă. De ce insist pe astea? Pentru că vama dintre România și Ucraina în Suceava are o perspectivă frumoasă să mai deschidem încă trei puncte de frontieră care vor degreva pe de o parte vama de aici, de la Siret. Sigur că este una și cu județul Botoșani mai în sud care a fost deschisă, dar eu vorbesc de județul Suceava, fiindcă azi noi trebuie să discutăm aici cum accelerăm timpii din vamă, să nu mai avem 40 de kilometri de tiruri, că nu e în regulă. Ne bucurăm că avem modernizat biroul vamal, dar eu vă spun de acum, ne așteaptă lucruri grele, pentru că așteptările sunt foarte mari. Ne uităm la ce se întâmplă pe șosele, adică tirurile care așteaptă la ieșirea din țară. Sunt o problemă pentru autoritatea locală și trebuie să înțelegem foarte bine că supărările autorităților locale sunt reale, supărările cetățenilor sunt reale și tocmai de aceea apelez la lucrătorii noștri din biroul Vamal de Frontieră Siret să rămânem după această, să zicem, ședință festivă, să rămânem să facem și o ședință de lucru prin care să găsim să folosim toate instrumentele și posibilitățile pe care le avem să reușim să eliminăm aceste cozi. Tocmai obiectivul proiectului de modernizare în valoare de 10 milioane de euro este acela de a reduce timpul de staționare în punctul Vamal, în special pentru traficul de mărfuri și fluidizarea traficului pe acest sector. A fost construit un nou terminal pentru automarfare, au fost achiziționate cabine noi de control pentru personalul Vamal, stabilite noi fluxuri de circulație pentru zona de trafic marfă și dimensionarea corespunzătoare a structurilor rutiere, amenajarea unui nou spațiu destinat depozitării autovehiculelor confiscate sau reținute și au fost reabilitate clădirile administrative din interiorul biroului Vamal și copertinele de pe arterele de lucru. Echipamentele care fac verificarea și trecerea mașinilor de marfă mai rapid printr-un control riguros eficient, scanerele fixe și portabile, fac obiectul altui proiect și vor ajunge în cel mai bun caz în vara anului 2024 la Siret. Capacitatea de procesare la intrarea în țară ar putea să ajungă la 500 de tiruri în 24 de ore, la intrare și 500 la ieșire, asta înseamnă 1000 de tiruri care ar putea fi procesate prin Vama Siret și 1000 de autoturisme la intrare și 1000 la ieșire, care înseamnă 2000. Dacă greșesc, îmi cer scuze, dar țin minte aceste cifre, că noi le-am mai discutat. Se poate 600. Se poate și mai mult. Asta înseamnă că deschiderea de azi înseamnă scurtarea timpului de așteptare în vamă și a coloanei de mașini și a pasagerilor și așa mai departe. Deja lumea, aflând că s-a deschis, vor avea așteptare să nu mai fie cozi. Dar scanerele încă nu le avem, adică trebuie să spunem adevărul aici. Și o să trebuia să facem, să grăbim și această procedură ca să poată fi utilă vamă. Pe 4 decembrie, autoritatea vamală a reușit să încheie un contract multianual care prevede dotarea cu echipamente de scanare a 16 milioane de euro.
demorează de 26 de echipamente de scanat. Sirajul, bineînțeles, este o prioritate pentru noi. Prezent la Siret la inaugurarea biroului Vamal modernizat, guvernatorul regiunii Cernăuți a mulțumit din nou României și Sucevei pentru felul în care a gestionat criza refugiaților și pentru sprijinul oferit. Totodată s-a angajat să continue colaborarea cu autoritățile române pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei între România și Ucraina pentru a scădea presiunea de pe Vama Siret. І я впевнений в тому, що це початок нових рівнів відносин. Acest proiect este foarte pozitiv și eu sper și cred în aceea că avem o nouă etapă și noi relațiile în continuare. Хочу ще подякувати, я завжди дякую за ту неймовірну людську підтримку, яку дала Румунія і народ Румунії, коли наші українці хлинули, тікаючи від війни. Аж прямо подати всім мусульманам, ну, мені пацієнт, кред, кому мусульманам, тут в Романії, тут у супорту почала гуманітар, тут дуже багато лумі облікати, треба я не буду йти з плечі в Україну. Дійсно, з перших днів війни цей митний перетин кордону мав надзвичайно великі навантаження. Bineînțeles că din primele zile a războiului a avut foarte mare presiune în punctul ăsta de trecere. Dar zădeaciuși chirinistul mitnici, zădeaciuși panul Futur, zădeaciuși всім жителям, які тут поряд живуть, ми справилися з цим викликом. Datorită ajutorului Vamale, datorită ajutorului domnului Futur și implicarea lui personală, noi am putut să trecem peste ispita aceea. Ще раз вдячний вам за таку велику допомогу і підтримку. Вам це не спарти, мов Петра Шажу теж супорт. Україна є мембра Конвенції де транзит кому. Asta înseamnă că declarația de tranzit făcută în Ucraina poți să mergi cu marfa respectivă până în Constanța sau în toată Uniunea Europeană și fără să faci altă declarație. Dacă autoritățile din Ucraina ar reuși să crească numărul de declarații, din câte știu, la momentul actual, cam, nu știu, una dintr-o sută, 1,5%. Deci, două camioane dintr-o sută, să spunem că au declarații. Ei, un camion care are o declarație depusă în Ucraina poate fi controlat la trecerea frontierei, cred că în 10 minute. Pentru România. Pentru că nu faci decât să verific cabină, are sigiliu, îi se bifează în aplicația informatică că este, că este ok și merge mai departe. S-au scos autorizațiile și sunt foarte mulți ucraineni. Dacă ar fi înapoi cu autorizații, câți românii ar intra, câți românii ar intra și atâția ucraineni. Atunci s-ar circula mult mai bine, eu zic. Noi avem sistem electronic și ei stau la parcare. Totuși, problemele cele mari în privința cozilor de camioane pe șosele nu sunt în Ucraina, o recunosc până și autoritățile. Dincolo de graniță și până la Cernăuți au fost amenajate aproximativ 30 de parcări pentru camioane, iar șoferii folosesc o aplicație pentru a se programa la sosirea în vamă. Vă rog, domnul guvernator, și sunt convins că așa cum am mai făcut de atâtea ori, să stați de vorbă cu partea ucraineană când vă întoarceți și cei de aici, Vama și Poliția de Frontieră vor rămâne la o ședință de lucru, să găsim soluții, să grăbim prelucrarea tirurilor, că e prea mare coada. Noi mai avem 4 km până în capitala județului. Deci e sufocat traficul. Și insist să găsim formule. Mărim schema de personal care să lucreze. Din informațiile mele, sunt tiruri care trebuia să meargă prin Polonia și Ungaria, dar fiindcă sunt manifestări la graniță, fermierii polonezi, vin tot pe aici. Deci sunt motive în plus ca să ne gândim să descongestionăm acest trafic de aici, de la Siret, împreună. Partea română mi-a spus de dimineață că pot, dar aici se lucrează la paritate. Pot să accelereze procesarea mai multor tiruri în perioada următoare și dacă o facem împreună un angajament, vă rog eu, în sensul colaborării și prieteniei dintre noi, să degajăm în zilele următoare traficul de aici din Vama, domnul guvernator.